Deschidem frecvența, suntem autorizate. Bine, și avem. Da. Înainte de asta, procesul verbal la ședința anterioară, la data ședința de îndată, dacă sunt obiecțiuni. Nu avem. Nu s-a dat. Da. Deci nu l-a dat, nu? L-a dat materialele, nu era terminat. Da. Asta e ultima. Bine, doamnă, cum domnul Dumnezeu, așa-i pe urmă de zi. Cine este pentru? Pe urmă de zile astea. Dacă s-a întâlnit cineva împotrivă. Înainte de asta, de a da citit la urmă de zi, am avut o cerere de la domnul Ion Miguel. Dar întrucât conform nu se încadra, oricum. Abia cum da, asta e cererea lui. Am depus un proiect de hotărâre care am înțeles că primăria a dat un răspuns, am fost copii aici. Conform articolul 9 alineatul 1, cetățenii pot propune consiliul local și consiliul de cenie pe autorizația de care domiciliază spre dezbatere și adoptare proiect de hotărâre. Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi inițiată de unul sau mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă aceasta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot al unității administrative teritoriale respective. Neavând tabelul în spate cu minim 250 de semnături, care să fie și verificate semnături CNP număr SEC la buletin, nu se poate trece proiectul de hotărâre pe varianta de zi. Dacă trecem la punctul de pe urmea de zi, care am primit tot materialul, invitați să participați la ședința ordinară a Curții Locale, ce va avea loc în data din 29.08.2018, ora 13, prin sala de ședință, cu următoare ordine de zi. Rândurile privind modificarea articolului 1 din HCR număr 52 din 27.07.2017, indemnizației consilierilor locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local începând pe 1 iulie 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru anul 2018. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Bacani pentru anul școlar 2018-2019. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de livrare prin concesionarea a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Hotărâre Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la ADI. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Balcani numărul 48/22 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările de completări ulterioare. 8. Diverse. Mai dau și nu mai bine. Deci trecem la primul punct al ordinii. Supun la vot. Da, supun la vot. Cine este pentru? Până am mai spus-o la da, la sau la opoziție, vă stați să puteți trece prin da. Suportat procesul de bani. Nu. Am greșit la vot. Deci, cu privire la primul punct, de la ordinea de zi, dacă cineva vrea să intervine. Proiectul de privind modificarea articolului 1 la HCR numărul 52 din 27-7 privind stabilirea 2007 privind stabilirea indemnizației consilierilor locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local începând cu 1 iulie 2017. Când s-a mărit salariul la primar, atunci a doamna Angela. Nu, a fost trecut un articol în care s-a specificat într-o anumită formulă numărul de ședințe și trebuie rectificat articolul ăla, trebuie să modificăm hotărârea prin articolul ăla. Deci rămâne total valabil hotărârea vechi, numai că articolul se modifică cu conținutul care prevede de articolul 39 din legea 25 cu numărul de ședințe. Nu era prevăzut în articolul de îndată. Deci au fost ședințe de îndată. Unu, două ședințe și de fapt se pot face mai multe. Da. Asta se modifică. Conținutul articolului 1. Restul e hotărârea aceeași, ca și conținut. Discuții. Domnul Varnă? Da, nu.
discut. Nu am înțeles. Deci pot fi mai multe ședințe terminate? Deci legal sau? Este o ședință ordinară, una extraordinară și se poate face mai multe de îndată. Așa. Și a fost specificat în articolul respectiv una, două ședințe. Și atunci trebuie să modificăm articolul două. Respectiv. Deci nu toată hotărârea. Și să specificăm în proiectul hotărârii articolul 1 din hotărârea respectivă. Nu, nu știu de ce vă spun. Da. Dar vrea cineva să intervină? Pune la vot. Cine este pentru? Așa. Abține cineva împotrivă? Proiectul de lege privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru 2018. Consolidare polului. Tot la investiții intră sau intră tot cu beneficiarii legii 460? Nu. Ce se intră? Consolidarea polului. La investiții. Reparatii? Da, consolidare. Nu, consolidare nu, da. Și la schimb mai avem lucrări de întreținere a cimitirilor și anume trebuie unii pale în cadrul cimitirilor. Avem la schimb și montarea gardului, mărirea cimitirilor. Și acolo e nevoie și de materiale, nu numai de beneficiari de la legea de 460, numai de oameni. E bine să... Iar la Rudaș, realizare de punți pentru cei de pe Valea Rudașului. Știu că sunt punți de lemn, mai cu prezent. Da, nu-i reparare, e reparare. Da, am dus material. Atât. Da. Domnul Barna. Da. Eu vreau să-l întreb pe doamnă primar, am avut proiectul ăsta așa anul trecut? Da. Care am actualizat. N-am auzit, mai tare. În fiecare an se actualizează planul de exact. Acțiune. Arată foarte frumos pe el. Din păcate, am început, nu s-a făcut nimic. Domnul Gândă, la fiecare ședință, v-a reproșat că nu ați reparat o stație. Eu știu, pe hârtie arată foarte frumos. N-ați făcut nimic din ce scrie aici în 2017. Pentru ce mai faceți? Asta e părerea mea, domnule. Dar nu v-am întrebat. Dar ați fost, nu, dar ați fost, dar a fost. Da, nu, nu, nu. Aveți bunul simț să vorbiți când vă întreb. Da, 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 de ce nu s-a făcut? Dați loc pe punct, așa. Da, da, să nu... Nu s-au reparat băieți și topoganii? Nu. Mă arăt pozii dacă n-ați fost interior. S-au reparat și la Balcan. Da, s-au reparat. Vizi tot, omeni am azi la Schiet câteva și la... La Rudașul, parcul din fața... Și la Balcani. Nu s-a tăiat iarba prin... Și la Balcani, da. Nu s-a tăiat bancă, iarba prin pizoană. Nu peste tot. Ba chiar peste tot. Nu peste tot. Peste tot. Gardul, reparați gardul pe muritoare și nu știu, lucrări de curățenie. Vreți să luăm punctual? Nu, spuneți-mi și mie, unde s-au vopsit și reparat mâini curente la podețe anul trecut? Peste tot. Unde? La toate podețele și podurile, dacă mergi pe teren, ai să vezi. Cum să mi-e doar? Du-te pe teren, îți arăt pozii. Doamne, dar îți arăt pozii, ca să vezi. Trec pe teren. Păi nu, păi odată ce zici pe mine. Făcut. Ați reparat stațiile de autobuz? Mâna curent de la, spun așa mare, la pod, la Frumoasa este și spre parc și în partea alaltă. La piață, la Frumoasa, cât și pe alta, și pe o parte și pe alta. Domnul, stații de autobuz ați reparat? L-a reparat toate, mai puțin una de un Rudaș, la intrare pe stația. Da. Spune domnul, ați reparat stațiile? Da, da, acum ați reparat. Deci nu e... Aia e stație reparată? Dar dacă e reparat, înseamnă că are o porțiune lucru, nu știu, diferența de reparat și înlocuit. Coșul de gunoi, de ce nu? Am schimbat și coșul de gunoi, nu toate. Nu le-am schimbat pe toate, dar sunt schimbate. Deci... Azi schimbăm unul, mâine se strică altul, schimbăm și pe ăla. Nu putem sta în gâboșul de gunoi, de care sunt. Mai sunt de rezolvat, de reparat, de rezolvăm pe toate. Da.
Eu vreau să evidențiez faptul că pe hârtie arată foarte frumos, banii se cheltuiesc și în comun nu se face nimic. Nu, se cheltuiesc decât pe cei se hârtie. Și la astea nu se cheltuiesc decât pe materiale, că am majoritatea făcut beneficiar de ajutor participație. Așa. Câți oameni la ajutorul social muncesc? Total pe comun sunt vreo 120 bani. Bun. Și în Balcan de ce muncesc doar 2-3 vecini? Nu toți muncesc, ți arăt procesul verbal semnat de fiecare muncitor în parte. Și ce au făcut? Pe ore. Avem procesul verbal. Trebuie să mai treceți pe la primărie și puteți să mai verificați domnul Vară. Da. Să vedeți că așa se face. Ce se face? Ce exact ce s-a întâmplat? Păi eu de ce nu văd pe drum decât 2-3 oameni? Păi nu știu, când treci pe drum și când vezi. Cei oameni sunt dați de muncă. Cei dacă te duci la zi, a zis că sunt 100 și ceva. Ceva pe comun, în Balcan sunt 20. Sunt dați de muncă, care trebuie să presteze servicii. Aia din Balcan 20. Adică noi avem 100 în total. Da, 120 ceva cu forțe de care trebuie să presteze. Domnule, fiți coerent. Da. Câți avem în total? La ajutor de 300 și ceva. A, vedeți, bunica mea tare și bunica lui. Nu am nicio bunică. Am vreau să zic, bunicii noastre, părinte. Deci, azi de muncă sunt 120 și ceva. Nu știu exact. Păi așa am zis. Nu, mai devreme ați lăsat. A se înțelege. Ce se total. A se înțelege că sunt 100 și ceva în total. Forții care trebuie să presteze muncă în folosul comunității. Și prestează toți? Da, absolut toți. În fiecare zi, cu semnul, cu tabel, semnul cu funcția respectivă, în câte ori. Așa se da. Bun. Dacă mai aveți, domnul Gând, aziți. Da, referitor la reparațiile care erau făcute, eu acum un an chiar am făcut o propunere că ăștia de la legea 416 să fie sortați, că am văzut că avem printre ei chiar meseriași care sunt la niște munci a dat cu bar sau și avem meseriași care sunt de pe bala sutură, bala a reparat bănci. Eu am propus atunci să luăm doi din echipă, doi la schit, doi la frumoasa, tot pe fiecare sat câte doi, se ocupe de întreținerea parcurilor. Eu știu că dumneavoastră ați făcut, într-adevăr, pe partea la frumoasă, se repară, chiar de la Balcan, se repară pe băncile. Dar la schit, dați-mi și mie un exemplu ce bănci ați reparat. Că nu s-a reparat băncile, nu s-a reparat tobogoanele, am pus un mare accent, eu vorbesc mai mult că sunt noi, am pus un mare accent pe desfundatul podețelor. Tot la fel, dumneavoastră a spus că oamenii de la care s-au angajat UAT-ul au mult de lucru. Înțeleg că i-am văzut, au mult de lucru. Dar am văzut aici că e prins în legea 416. Acum, când știu sigur că acești oameni care ar vrea să fie și în continuare beneficiari de ajutor social, că totuși mai face ceva muncă în folosul comunității, să pună să respecte programul care e dat fiecare. Pentru că un podeț, dacă e infundat, apa o ia la vecin. Și acum un an am spus de podețul ăsta de la Balcan, nu spun cu răutate, sunt toți oamenii aia de acolo, un podeț ca să aibă intrarea mai mare ca ieșirea, deci 50% e mai mică ieșirea la un podeț față de intrarea la podeț. Vă dați seama că dacă vine o cioată, aia intră, dar de ieșire nu mai iasă. Trebuie să mergem fiecare pe teren, noi care suntem aici, să vedem ce de făcut și să-i punem la treabă. Nu-i punem noi consilierii locali. În rest, cum a zis domnul Varna, pare totul frumos, dar... Hai, a fost un an de pregătire, am fost și noi mai noi, acum am căpătat și noi consilierii mai multă experiență, v-ați învățat și dumneavoastră noi, sper să facem pe 2018 o treabă bună. Și o să ținem cont, chiar îl pun deoparte, fiecare ce ar de făcut. Cam atât am avut de spus referitor la lucrările care îți trecute. Mi-a spus că eu vreau pe teren. Dom'le, văd că scrie aici, frumos, la Balcan, la punctul 18, la punctul Bana, ăla e peste gard de mine. Spuneți-mi și mie, când în ultimii 28 de ani a venit vreun angajat al primăriei să cureți acolo șanțul? Ca să vă demonstrez că mințiți. Niciodată n-a venit niciun angajat al primăriei la săpat. Taică-mi Dumnezeu să-l ierte Nelu, eu când eram copil. Niciodată n-a venit nimeni. E la casa la domnul, acolo pe părău ți-a aduce la deal. Deci nu mă luați pe mine la mișto. Păi da, nu, la mișto s-a făcut de astea, ca să dea bine. Da.
Da, propunem la vot. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Trecem la următorul punct al ordinii. Proiectul privind aprobarea rețelei școlare a Uniunii Bancane pentru 2018, anul 2018 și 2019. Dar n-avem și rețeaua școlare, numărul de clasă, numărul... Nu pe dacă aveți corporat, ori strâns din clasă. S-a aprobat de păsării. S-a aprobat de păsării administrație, poți fi corporat. Dacă vrea cineva să intervine, dar nu avem nicio șansă să acceptăm. Dacă nu, cine este pentru? S-a trecut banii la inscriptor. Dar s-a abținut cineva împotrivă? Trecem la punctul următor. Proiectul de... Și la mine, tot pentru, am uitat să zic. Proiectul de lege privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalatelor deșeuri în județul Bacău. Discuți. Diferența prea mare între prețul celor de la oraș față de cei de la țară. Mergească la țară, noi în care nu sunt fie linieri. 10 lei de persoană la oraș, 5 lei la, la țară. Și aici vine și mașina, vine și tot, acolo. Nu, nu e, dar asta nu se uită nostru. Nu da. Da. Vrea cineva să intervină la punct 4? Acolo spun la vot. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Potrivă? Potrivă 1, 2, 3, 4. Potrivă. Eu vroiam să iau cuvântul, dar s-a votat. Da. Nu știu, mi-au dispărut de fie. Exact. Da, trecem la următorul punct. Proiectul privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Partiz Bacău. Da, bine, dacă vreau. Discuți. Nu nota să începe. Da, nu așa, îți dai de două proiecte. Asta înseamnă că suntem prinși în lista de investiții. Că așa reiese din, din taxe. Cei care nu au 3.000, cei care nu au 300.000 de populație. La Adi, nu Da, după când știm, știm noi la ADIS, l-am delegat pe domnul ADIS, iar la ADIP l-am delegat pe domnul viceprimar. Aș vrea totuși să-l dea o explicație, că chiar îi interesează pe oameni. Că văd că master planul ăsta, sau cum se numește, văd că are până în 2040. Oare nouă, cam când ne vine și în rândul să beneficiem și noi de canalizare? Nu, dacă, tot, cu domnul viceprimar, dacă ne lasă tot așa ați fost la ședința acolo, sper că ați spus niște întrebări. Comuna Balcan, cam, durează 10-5, până când încep și la noi lucrările. Încă sunt în faza documentației. Deci nu s-a dat nicio, măcar cât și decât, un 50%. Da, până în 2020 trebuie rezolvat. Apa,
2016, 2020. Deci asta ar fi până la următoarele alegeri, să vedem că se încheie. Noi suntem interesați să demarăm tot ce ține de noi. Nu depinde de o primărie sau nu depinde, domnul primar, nu depinde de primărie. Dar noi, când mergem consilieri, ne treabă și pe noi altă. Domnule, cât păi stăm și noi cu WC-ul în punctul grădinii? Pe cuvântul meu, apa nu mai este potabilă, deci nu mai este. Eu. Deci noi, informațiile utile le luăm de la viceprimar. Noi am fost în poartă în poartă, domnul Dugă, așa vorbim cu fiecare, că trebuie semnători pentru adică. Da. Da. De asta eu cer niște informații. Deci oamenii în general știu despre ce vorba. Și v-am spus dumneavoastră că nu depinde de primăria Balcani, până în 2020 nu poate să... Eu știu, dar informațiile necesare... Le-am dat la oameni și le dăm și dumneavoastră acum, da? Dacă aveți oricine... De asta și insist. Asta era nelămurirea. Când ne vine și nouă rândul să înceapă de canalizare. În 2020 începe lucrurile. E până... Asta întrebarea. Raport de alimentare. Începe Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Da, trece la următorul punct. Proiectele privind modificarea anexului la hotărârea Consiliului Local Balcani numărul 48, privind din 2020, privind aprobarea masei planului în sector de apă și apă uzată din piața Bacău, cu modificări și modificări și către urmări. Asta cred că vreau să zic, domnul. Dar cam amândouă, aparte. Să leagă una, de alta, asta am vrut. Mă vrea cineva să intervine. Domnul Vandu. Da. Eu v-aș întreba, ați spus că ați fost din poartă în poartă și ați vorbit cu lumea. Nu neapărat eu. Da, mă rog, din primărie. Subordonații dumneavoastră. Da. De ce toată comuna a înțeles că dumneavoastră faceți analizarea? De a ei, m-am trecut și înțelege lumea. Pentru că dumneavoastră ați mințit prin subordonați din nou. Posibil. Să-mi vină cineva la mine care zic că primarul a făcut canalizare sau nu mă pricep, nici n-am în domeniu așa ceva. Da, asta e ca să lămurească toată lumea, deci nu are nicio treabă primărie. Ba da, are primărie, are. E un proiect. De la primărie au plecat. Deci toate astea au plecat de la primărie. Nu primăria Balcan, toate primările. Așa. De la primărie au plecat. Îi trebuie apă, canalizare și tot. Și Consiliul Local, nu m-a primărit. Păi când vorbesc de primăria și Consiliul Local, aprobarea care au aprobat, da. Și atunci, de ce nu ne puteți spune când să vor începe? Păi exact ce am zis mai înainte. Păi dacă dumneavoastră sunteți inițiatorul, de ce nu ne puteți spune o dată? Sau un preț? Trebuie să se poate. Deci orice lucru se face pe baza unui plan. Dacă dumneavoastră ați făcut planul și l-ați inițiat și l-ați gândit și l-ați conceput și toate comunele v-au urmat, așa a spus, mai multe comune, da? Da, de ce nu ne puteți spune? O dată de începere, un preț, eu asta v-am mai spus. Mi se pare normal să spui omului. Se lucrează, dar și nu are de o să știe nimeni. Cine lucrează? Adibu. Consultant sau consultant sau... Așa. Care prăjiți stați. Atunci de ce mințiți? Eu asta vă spun. Cu mințitul, gata. Domnule, n-ai eu să nu facem acum cu mințitul. Bă, ceva nu știu. Dar nu am spus așa, am zis că vă facem canalizare. Da, oricum primărie face, nu face populația din primărie. Eu, primarul, Vasile Ruca, fac canalizare. Primăria nu face nimic. Și dacă ai ceva de personal, vine să vorbim. Dacă ai pe să vorbim separat, nu facem cerc la fața camerei. Nu am nimic personal. Ba, da, se poate. Vă răspund și nu gata. Îi spuneți-mă un preț. Doamna secretară, nu știm prețul, nu se știe prețul acum. N-are de să știe nimeni, dar se lucrează. N-are de să știe nimeni. Nu. Așa ați făcut și cu noi. Așa am făcut tot, papelul, tot, toată țara asta. Doamne, dar poți să vorbești și orice ar fi preț. Vorbim, dar vorbim. Notează doamna secretară și îi dăm răspuns. Următoarea ședință s-a înscris. Conform. Domnul Bandac, se lucrează la proiect. Normal că n-are de unde să știe prietul final. Nu, să fac niște estimări, nu zic prețul final. Nici estimări n-avem. Deci noi votăm, fără să știm, o să ne trezim exact ca și cu gunoiul. S-a votat, s-a aprobat. Proiectul, dar nu prietul. Păi da, și pe urmă ne-am trezit cu prețul pus sub nas. Trebuie să-l plătești. Vi se pare corect? Nu cred că e așa. Nu e așa. Poate negociat cu firma care... Și cine a mai negociat, domnul consilier? Noi am vorbit și cu gunoi, lumea e destul de mulțumită. E foarte mulțumită. E foarte mulțumită. Ei, vă zic că nu au venit toți de gunoi, ce este.
Păi, primar, să vă explic o chestie. Cât plătim noi? Cât plătim noi pe tona de gunoi? Ca tot, domnule, ca plătim, cât plătim noi? Ca tot, de 4 lei pe lună, pe persoană. De persoană. Nu, nu, nu. 47. Ei cu cât colectează la noi tona de gunoi? Cât bani dăm noi să ia? Leața probașul dumneavoastră. Nu, o să vă zic. Poftim? Leața probașul dumneavoastră. Așa probleme. Nu, eu am votat împotrivă, n-am. Nu, dar citit. Dar le-am citit și nu mi-aduc aminte. Spuneți-mi cât plătim. Niciun. Da. Ei, vă spun eu, cu aproximație, noi plătim în jur de 300 de euro pe tonă. Da? Ei la groapa de gunoi la Bacău plătesc în jur de 18, între 15 și 18 euro pe tonă. Mai plătesc doi amărâți care iau tomberoanele, ăia 10 euro pe zi, plus șoferul. 20 cu 18 la groapa de gunoi, ei cheltuie... Am lăsat să termin? Lăsați-mă să termin ideea. Dar de ce mai... Da? Ei cheltuie, asta e ideea, ca să o înțelegeți. Ei cheltuie în jur de 100, maxim 150 de euro pe zi cu fiecare mașină și încasează 300 de euro de la primăria Balcani. Nu, de unde sunt noi cei de la Balcani? Păi nu, așa e peste tot. E o afacere proastă? Nu știu dacă i-a făcut păi nu! Așa că nu i-a făcut. Păi de ce s-a făcut? Dar când s-a făcut proiectul, nu eram noi. De când e venit cu gomoiul? Nu erai dumneavoastră, dumnealui era și a fost de acord. Da. Dacă mai aveți ceva de pus la punctul ăsta, așa... Cine este? Cine așa? Da. Supunem la vot. Da, cine este pentru? Așa să pune să arătă. Și dar cine este? Nu învârtim în jurul cu păi nu ne învârtim, ăsta e adevărul. Suntem trași pe sfoară, cu acte în regulă și furați pe față. Pe banii oamenilor. Da. Mă rând la punctul divers. În primul rând. Da, hai să facem o listă, dar nu ne lungim mai mult de 5-6 minute pe care, ca așa... Deja suntem. Am avut o discuție anul trecut cu campioana mondială Andreea Grăbinoi. De datorită bugetului care nu permite, chiar și doamna contabil a spus așteptăm anul care vine să vină un nou buget, să stimulăm și noi o campioană mondială pentru că totuși ne reprezentați și e oglinda comunei până la urmă primarul o campioană mondială, noi Consiliul Local împreună cu domnul primar, îi dăm o sumă de bani de merit. Noi să facem o propunere acum, iar domnul primar, la termenul care vine să vină cu un proiect de hotărâre, noi să-l aprobăm. Asta ar fi primul punct. Da, e să discutăm în decembrie, sau noiembrie. Păi rămas la bugetul din anul care, de anul 2018, să prindem în calcul și o să-l prindem. Păi asta e primul punct și care... Care o să mai fie cursoană, bineînțeles. Al doilea punct. Am venit acum 10 zile de la București, am plecat chiar noaptea aia acolo, am ajuns la ora 1 noaptea aici. Toate comunele aveau iluminat public, alugând de Comuna Balcani, beznă. Chiar m-am supărat. Nu știu, și chiar aș vrea să vorbim cu colegii mei consilieri, de acord cineva ca să aibă iluminatul public, să nu beneficieze oamenii noaptea, cum e pădure la noi, să nu ai fi iluminat public noaptea? Vreau să văd și eu, că să ridice unul sus, odată, eu știu că odată. Eu am postat și tot a dat drum. Eu aș vrea ca pe viitor, Comuna Balcan, nu-i de râs, Comuna Balcan, pe viitor. Da. Eu aș vrea ca pe viitor Comuna Balcan să beneficiază de iluminat public, că totuși... Eu nu vin ca. Hai că o lungim cu iluminatul public. Nu era mai frumos dacă îmi vedeai un telefon să mă întreb? Am dat de două ori, domnule. Nu mai suna. Uite, telefonul aici. Și eu ți-l dau. Am dat de două ori înainte. Mi-ai dat... Știi care a fost zis? Sunt ceasurile de electrician. Sunt ceasurile programatoare, da? Parcă așa zice. Da, programatoare, dar sunt programate de un om. Programate. De un om. Dar spus special să susțin, nu s-a prindut. Păi, dar m-a ascultat, dar eu am zis că pot să... Bine, dar v-ați referit la mine, vreau mine. Să confirm treaba, că nu că ai dat-o pe Facebook, am dat-o. Nu, da. Am făcut comandierat ceasuri programatoare care pentru 10 ori, rezistență 10 ori, sau cam așa ceva, că nu l-am văzut pe electrician nostru și au venit de la Ion, am chemat. Da, mi-au dus, am făcut comandă, au adus ceasuri programatoare noi și le-am dat drumul la iluminat public. Cu durat o săptămână și când nu i-au venit
Și a spus, dar nu pentru economie. Foarte frumos. Știți care a fost cu economia? Că economia se compensează noaptea de vară cu noaptea de iarnă. Nu a fost intenționat. Sau când s-a oprit la Ludac, tot din cauza acestui programator. La minus 5 grade, da, domnul Ierician, la minus 5 grade se declară... Nu e adevărat, deci practic asta se practică de mult. O întrerupere a iluminatului public, la programator de zi. Primar, nu s-o, nu. De când sunt primar, nu s-a întâmplat niciodată. Asta e de mult, eu știu. Doamne, când eu, eram eu 2007, doamne, eu zic de când sunt eu primar, că nu s-a întâmplat așa ceva. A fost s-a schimbat ceatul programator și nu e problemă. Da, da, nu era pentru economie, dă, nu știi, într-o cază, nu. Trebuie să țin. Locale în comun sunt jur la 10 transformatoare. Pe fiecare transformator există programator, da. Și nu are cum să se defectează toate odată. Nu, le-am oprit pentru să nu se vadă într-un sat, este lumină în altul. Așa, deci le-ați oprit. Da. Mă bucur faptul că s-o remediat treaba. Păi se remedia și chiar dacă mă întrebați și să explicam. Și deci mă bucur. Cu doamna, cum îi spune, da. Deci oamenii au așteptări. Mie îmi place că suntem activi pe Facebook și în fața camerei, dar pe teren mai puțin. Asta îmi place că suntem ba, activi. Ascult, domnul primar, noapte pe teren și chiar am verificat, n-ați avut lumină. Exact cum este, când vine de la București, ai fost pe teren, corect. Să știi că am fost pe teren. Nu poți deci vineam. Dar n-avem niciun interes, că nu e economie pentru 3 ori noaptea. Vă mulțumesc frumos și vă felicit că s-a rezolvat treaba. Sper că viitor să avem lumină noapte. De exemplu, de acum în volare, la transformatorul de la ăsta, iar s-a defectat. A fost azi electricianul, la minus 5 grade se defectează. Așa scrie și în partea de funcțiune sau funcționare. Un alt punct care e necesar și care mă întreabă oamenii din Comuna Balcani, e situația căminilor. E vorba de căminul din Schitul Frumoasa. Noi am avut un proiect și o investiție de 147.000 de euro în care l-am aici. A fost în mandatul trecut, consilier, mai sunt consilier și în mandatul ăsta, și acel cămin a fost din satul Schitul Frumoasa. Cu toate dotările necesare a fost 147.000 de euro. Aș întreba la ora actuală, se poate face o nuntă acolo? Eu personal, băietul meu, ar vrea să fac o nuntă și ar vrea să chem și eu invitați. Nu-i duc la WC-ul pe malul apii. Vreau să duc la o nuntă decentă, să aibă un aer condiționat. Când e nuntă? S-o sută... În vara asta. O să aibă. Deci s-o 147.000 de euro, care eu nu viu și-a spus că primăria a luat și-a făcut. Cine a venit și-a făcut, nu a făcut treabă bună. Și iar noi, dacă vă aduceți aminte, anul trecut am contribuit cu ăia 5% care, știți că așa se depune, la un proiect trebuie să participe și comuna noastră. La ora actuală, am informații, cine vrea să facă nuntă, trebuie să facă cu butoaie de 200 de kilograme să ducă acolo pentru spălat. Dacă vrea să meargă un invitat, să-și facă nevoile. La WC-ul, normal, trebuie să meargă la WC-ul de pe malul Gârlei, apă curentă nu este și... Chiar vă spun să prindeți în buget și nu numai căminul din Schitul Frumoasa, și ăsta de la Balcani. Dom'le, mulți ar vrea să facă nuntă aici, că nu mai prind locuri în alte părți, ia mână 3 ani și nu poate, le rușine să aducă invitații. Deci e o treabă care ne preocupă pe noi consilierii. Și primarul, bineînțeles că primarul e executor, dar noi, datoria noastră e să spunem. Dacă nu spunem, nu ne aude nimeni. Da, domnul Pitali, rezolvăm... Atât am avut de sus, dumneavoastră, pe mine. Dumneavoastră știți ce aveți... Mai puțin aer condiționat, nu o să știți, dacă mine... Eu am propus, vă dau... Vreau să vă arăt, este prins căminul Balcan și căminul la mine, Pitali, de fapt. Pentru bugetul de anul ăsta și căminul Schietul. Acolo, la căminul Schietul, era în
atribuții unei primăriei Balcani să facă aducțiunea de apă. Fântâna nu mai avea apă din colț de acolo, trebuie adâncită. N-am avut meseriași care să lucreze cu apă în regulă ca să putem plăti. Trebuie adâncită, fosa este făcută, WC-urile sunt, grupul sanitar, apă curentă o să avem. Pe mine mă bucură faptul că spuneți că fac, vreau să văd fapte, dar sper că nu sunteți un băiat așa rău cum mă rău cum vă criticați pe mine, eu nu prea critic. Mă bucur, deci, mă lauzi. Deci vreau să văd fapte, vreau să aduc și o invitație la un cămin, vor frumos, da, cine-i primar să zic? Invit primarul, da? Invit, domnule, dar să știți că nu-ți trebuie tăciuța. Dacă votez bugetul, dacă... V-am spus că votez cu 2 mâini. Primarul dă-mi mult. Nu neapărat, trebuie votat cu 2 mâini. Nu, glumesc. Da. Mai aveți... Nu, atât. Astea 3 puncte am avut discuț. Domnul Barna. Lăs rezervă tuturor care vine. Cum aprobăm bugetul pe datică, anul trecut cu 900 milioane la telefoane, clar. 900 la telefoane. Înțelegeți? Dumneavoastră când mergeți cu mașina vara la 30 de grade, nu folosiți aerul condiționat? Nu, răceți automat așa. Răciți? Am probleme. De-aia sunteți mereu transpirat. Nu transpirat, cu văr de spinați. Da, da, nu vă mai zic nimic, văd că dumneavoastră interpretați ca anul ceva personal, cu dumneavoastră. Faptul că nu vă faceți îndatorie de serviciu. Nu trebuie. Acum, în totalitate nu crezi. Eu n-am zis că nu s-a făcut. Eu sunt mulțumit de populația din ceea ce se face. Toți asta este. Cu care vorbesc, îmi mulțumesc. Nu mi-a zis nimeni că n-am făcut ceva. Trebuie să vorbiți și cu cei care au votat, că sunt mai mulți decât aia care au votat. Nu, dar vorbim și cu aia, că n-am gândit. Sunt vreo 2-300. Aia nu să știi care au votat, că aveți grijă cu cine vorbiți. 2-300 nici o problemă, trec din trecuturi. Și vedeți că domnul Ungureanu se scarpe de la nas, ceea ce înseamnă că e... Nu dă pic mai bani. Că îmi dă dreptate. Dreptate domnul Ungureanu. A văzut? Da. Limbajul non-verbal e 80% din comunicare. Ce spui nu înseamnă că este și ceea ce gândești. Da. Ar trebui să fi învățat treaba asta până acum, că a stat pentru un expert în citirea limbajului. Am învățat, dar nu mă dau învățat. Exact. Cei care au trădat la securitate sunt experți. Da. Domnul Ioan Iziacu. Da. Domnule, eu am propus un proiect de hotărâre privind un nou organigram a primăriei Balcani. Pentru asta, să zic așa, ca de fiecare dată când faci un proiect, te orientezi, cauți niște motive, exact așa cum expuneți de motive, sau trebuie să găsești motivul pentru care te determină ca să faci acest lucru. Am studiat vechiul proiect al lui, propus de domnul primar Lucan. Dom'le, eu nu zic nimic în privința unui proiect. Dar mie mi se pare că nu e fundamental tehnic. În primul rând, când faci un proiect, trebuie să te orientezi, dom'le, am nevoie de așa ceva sau nu am nevoie? Să ții cont de discuțiile care au fost luate în ședință anterior. O ridicat problema asta, o ridicat-o și domnul Gânga. Sunt prea mulți polițiști. Chiar dacă unii spune că nu îi sau. O să spună cineva că sunt posturi, dar nu sunt ocupați. El nu contează. Posturile cele că le ții așa, sunt posturi care le ții pentru ca să, cum să spun, ai nevoie să angajezi pe unul, nu mai ceri permisiune la nimic. Îl angajezi. Una, al final. Sunt 8 polițai. Pe organigram. De asta mie mi se pare dezechilibrată și anormal. Și 7 funcționari la contabilitate, finanță, impozite, taxe și nu știu ce. Dom'le, oare, chiar dacă o să spuneți că sunt vacante, v-a zis, când faci un proiect, spui, dom'le, este necesar sau nu este necesar? Asta vă întreb. Una.
Este necesar. Bun, este necesar. Și i-a ajuns și comunic și evident ce fac. Dar de puțin 10 ani să ăștia oameni să nu pot necesar. Băi, din 10 ani. Toți aceștia sunt votați și pun treaba. Să vin la ședință și să votează pentru că să iei bani. Dar ca să văd că sunt foarte mulți care nu propun. Și am zis treaba asta, de forma de organizare a primăriei trebuie să fie interesați majoritatea. Și mai ales, și punctez un caz, la cei care și-au depus candidatura pentru primărie. Dom'le, ca să vii în primărie, trebuie să ai o lepsă de habar. Trebuie să știi cu ce și unul și altul și altul și altul. Că sunt de puțin, eu nu zic că sunt as sau mai știu. Dar domnule, trebuie să fie o lepsă orientat în primința. Te trezești pe scaunul ăla unde stătul în Luca și îți faci lucrările, ți-l faci prin țării secretarul. Și în privința asta și... Nu, nu ai la cine mă referi, la care am candidat. Nu, dar nu, foarte, foarte mic. Ce nu va trebui să fie vorba, de ce nu va trebui să fie vorba? Băi, dacă am dormit, oricum, că în săptămâna, era zic în săptămâna mare, în săptămâna de alegeri erai primar. David, să știți că în săptămâna aceea toți suntem primari. Am propus asta. Am propus proiectul ăsta. Mi s-a găsit în final, că am văzut acolo, așa că nu aș fi avut dreptul ca să propun așa ceva. Dom'le, mie, dacă citim articolul, există o lege, 26, parcă, din 24, din 2000, care spune așa, că legile sunt făcute în așa fel încât să nu aibă dubii, fără echivoc. Deci când spune un articol, când spune treaba asta, deci nu trebuie să mă mai duc la articol. Și mie spune așa, în articolul 45, aliniatul 6, spune așa, proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii locali, primar sau de cetățeni. Nu spune că de cetățeni, respectând articolul sau nu mă trimite la articolul 100 și nu știu când. Așa spune legea, domnule. Nu, așa spune legea, dar nu spune. Domnule, legea spune aici, dacă legile sunt fără echivoc. Păi citești și-ți convine, citești. Nu, păi tocmai dumneavoastră să citești fără. Nu ci-ți convine. Păi eu vă spun ce zic, dacă legea e făcută fără echivoc aici, nu mă trimite articolul respectiv la articolul 100. Am văzut. Păi legea 215, articolul 9, da? Da. Spune clar, cetățenii pot propune consiliul local, consiliul județenii, așa? Eu atunci am să fac apel la un... Dacă nu-ți convine ceva, din vreo hotărâre a consiliului local, din primar, din un consilier pe care plângerii penale. Că doar pe chestia asta te-ai judecat cu primăria, ai pierdut 5 procese. Mai, trebuie să-l ai luat 5 zărbări la primărie. Și acum ce vrei să demonstrezi? Îți hoți și aia de la judecătorii, procurorii, toți îți hoți pe la primărie. Este păcat că nu ați citit și rezultat ce-ai privit la... Am citit, cum? Toate le-am citit. Nu, nu vă dat trebuie la ședințe. Eu dar peste tot. Poți să-i dau un răspuns în calitate de consilier, că te referi și la mine. Referitor la poliția locală. Să știți că și eu am avut dubii în privința, cerut mai în privința poliției locale, pentru că am zis că sunt bani cheltuiți. Dar am văzut, m-am documentat și am văzut că poliția locală e înființată nu ca vrea numai decât primărie. Deci un polițist local, deci polițiști local, posturile, mai bine zis, care sunt organigramă, sunt funcții de numericul personal. Comuna Valcanda, care are peste 7.000 locuitori. E conform legii. E conform legii. Deci în funcție de cât... Iar noi, dar dați-mi voie să termin, iar primăria Balcan o a angajat 50% din posturi. Deci de asta spatul. Acum... Am văzut că și poliția locală nu stă chiar cu mâna în sân. Când, dacă o fi noi sau alții la conduce, luăm alte decizii. Dacă domnul primar... Dacă să avem luna care vine, cred. Spre încheie. Referitor la prezența dumneavoastră în Consiliul Local, pe mine mă bucură nu numai dumneavoastră, sunt chiar și alte persoane. Pe dar lege spun. Pentru că sunt multe care, nici consilieri și poate nici un primar nu poate să știe. Poate cineva vine cu un proiect util și noi trebuie să-l consultăm. Deci chiar ar vrea să construi și eu documentația care am depus-o la domnul Joinegel. Că de ce să luăm? Au venit, domnul și-a spus, părerea e bună, e rea, noi trebuie să vedem, alegem ce e bun, dacă nu e bun, nu alegem și să vedem pe departe. Domnule, eu aș vrea să continuăm.
legat de el. Am putea ce atunci. Hai să ne gândim. Cei din anul care e la agricultură, care e de la dacă nu mai sunt mari, băi, auzi, domnul președinte, domnul președinte, v-ați dat la șurcea? Încă o problemă care o vin. Legat din organigramă, auzi, domnul Valdă. Conform legii, Consiliul Local și-a făcut datorile. Are dreptul, vă spun și articolul, așa, articolul 79 din ordonanța 35, are dreptul să angajeze o persoană, tipul de jurist sau așa ceva, care să vă îndrumi. Aveți dreptul. Cum? Aveți dreptul decât să angajezi șapte poliția, poți să angajezi un. Nu mai ai dreptul. Să... Nu, de anul ăsta nu avem voie să mai angajăm la primărie, mai dacă pleacă doi angajăm unul. Da. Exact. Legi. Bun. Încă o problemă care s-a ridicat exact și în conciliere, de asta o să discut cu consilierii și văd. Da. Bă, că am abordat exact problemele legate și, și teodorului. Nu, legate, care le-au ridicat ei nu ce m-a vrut pe mine, domnul primar. Da, da, ei, au ridicat, ei au ridicat problema și desfințării postului administrator public. S-au votat, fără administrator public, când a venit legea de la Bacău, în loc să se redacteze din nou fără administrator public, dumneavoastră ați redactat-o cu administrator public. De ce? De ce ați încălcat, cum să spun eu, un amendament care l-au cerut el și vot, ei și l-au votat în Consiliu? Asta vreau. Nu au votat amendamentul în 29 septembrie, vă spun și data, când a fost votat. Nu s-a dat, verbal a fost un amendament, dar aceeași poveste am avut-o și într-o ședință anterioară. Amendamentul este un cuvânt scris, amendamentul este un cuvânt scris în procesul verbal sau un raport. Amendamentul este o hârtie întocmită de comisie. Citiți mai bine sau încercați să înțelegeți legea. Încercați să înțelegeți legea, nu ce spun. Domnul Ciorințel. Adică nu, amendamentul, nu, lăsați-mă ca să termin. După ce a spus mele, nu a spus mele, nu a spus mele. S-a mai ridicat problema. S-a mai ridicat problema. Băi, se supune la vot. Se supune la vot. Cipriane. Un da. Pic, stați că da. Am auzit ceva fără să vreau și... Eu am spus amendamentul, nu este un cuvânt scris. Amendamentele se depun și în Consiliu. Păi trebuia depus. De ce nu l-ați notat? Dacă a spus secretar sau cine a fost secretar, de ce nu l-ați notat și să trece pe procesul verbal? Se depun și în timpul analizii. Nu spune așa ceva. Da, dar iar proiectul... Dumneavoastră ce înțelegeți prin amendament? O modificare, o modificare, nu-i probleme, orice e, poți să spui și un cuvânt, și un sens sau un și o virgulă dacă o pui într-un context, este un amendament. O virgulă dacă o pui într-un, la o frază, este un amendament. Să știți, o modificare. Un amendament este un amendament. Domnul Barna a notat asta și este în ședința din 29 septembrie, vă rog să... Așa. Și nu ai amendamentul scris, domnul Barnania. Nu trebuie scris, domnule, îl notează secretarul și după care îl redactați în ăla. Eu nu cred așa ceva. Amendamentele, adică când se fac în ședință... Amendamentul trebuie să vină, dar o comisie de specialitate. Modificarea. În procesul de pas... V-aș ruga să citiți legea și ordonanța. Am înțeles că ne-a venit la primăria Balcan secretar, nu? De când îl aștept? Păi a trebuit să... Ca să am și eu o consultare. Eu am spus că trebuie. Nu poate. Păi, e zăpadă. Nu, am înțeles că trebuia să vină de la Acova. Acolo sunt probleme mari. Contabil angajat ilegal de 11 ani. Nu, așa am înțeles. Dom'le, încă o problemă care a fost ridicată din consilie. A spus că aduceți administratorul public aici, așa, ca să discutăm, domnule, cu ce se ocupă, ce face, pe ce ia bani. Consilieri, nu dumitare. Nu, și eu am dreptul, domnule, cu orice țățițe, n-am dreptul. Dar dreptul s-a spus să vorbim, dar nu când vii ca să nu-i aduc consilieri. Cu ești la el acasă, tu vorbești cu administratorul. Domnule, vreau...
este am citat bun, domnul eu are ridicat are ce are la școală, zi, de pietre sau nu știu. Nu, încă o primit adresă. O semnat, o confirmat că vine. Am vorbit cu el acolo, a spus că vine la ședința următoare pentru că nu-i documentat. Bun. El nu ridicat de auză că raport în fața Consiliului. Dar de la vorba acreditat. Da, să predici. Nu va citi legea rândul trecut. Eu ce va citi? Nu e obligat. Și ei sunt obligat. Nu e obligat. Dar eu nu va citi legea. Dar face ce vrea, domnule. Înseamnă că ne întoarcem iar. Încă o chestie. Este angajat sau angajat fictiv? E angajat. Când are program aici? Vreau să știu și eu când are program. Noaptea? Nu, vreau să știu când are program. Vreau să văd ora. Domnule, ridicați problema. În calitate de cetățean, fac întrebări la primărie, dar fac la primar și îți dau. Da? Da, iar când are program și unul lucrează. Este angajat fictiv, domnul primar, este angajat fictiv, exact cum lucrau înainte fotbaliști. Erau angajat undeva și ziceau cum arunceau bani și cu asta bani. Erau un pic cu procese. Ai pierdut pe treaba asta, nu te interesează pe dumneata că am vrut să-ți procese. Ba da, mă interesează că e primărie. Nu, cu banii mei. Banii trebuie în primul. Așa nu te interesează ce fac primul. Pe dumneata. Da. Una, o problemă. Dom'le, este angajat fictiv. Eu nu-l văd, vine și mă semnează bani. Îmi faci mie programul, mi-a râs raportul și ce faci în persoana respectivă, da? Și când lucrează. O cerut și doamna Vasilica, acest lucru. O cerut și domnul Bar. Spune, domnule, ce-i face când vine și când lucrează? Eu am înțeles să luna următoare sau prima pe următoare ședință, el vine aici cu raport. Da, dar poate vine, poate consultările se fac și prin telefon, asta nu-i treaba noastră. Eu vreau să văd lucrări. Și în primul rând, vrea să vadă raport de activitate. Dați, aduceți la consiliu și prezentați raportul de activitate la 3 luni, 5 luni. Domnule, dați asta și să spune și mie când semnează și când lucrează. Hai să fim serios. Domnule, este fictiv. Asta vreau să spun, pentru dumneavoastră să rămână clar. Este fictiv. Nu vine, vine semnează numai banii și în parte, fie că îi bagă numai în buzunar, fie că îi împarte. Eu pot să spun. Poți să afirmi și lucrul ăsta că îmi bate cu dumneavoastră. Păi cât din aia afirmat și-l ca bani? Nu, dar vreau să spun că poți să afirmi, adică nu a venit. Nu s-o dovedit nimic. Nu s-o dovedit, nu o să recunoști, bineînțeles treaba. Dar lăsați-vă la distanție, că aveți timp. Eu m-aș adresa, dar n-am timp. Cu ce? N-ai cu asta, cu administrator. Se poate adresa la procuror, te duci și spui cum așa scrii acolo. Sunt semnat ocupare, știți, aveți dumneavoastră, timp să vă ocupați. Știți, eu nu aș duce, dar n-am vreme. Știți cât de corupție este în România? Nu contează, dar știi, dar m-am văzut. Dumneavoastră n-ați văzut de câte ori ce face poliție, că știu mai greșit. În toată țara, uitați-vă ce scrie pe Facebook. Și așa se întâmplă. Părerea mea lăsată, dar nu aveți bani, dar nu, dar totuși demonstrează că vine la pe. Domne, ca să dai bani, hai să dăm bani, ce e la, de ce nu dăm bani, ce e la sportiva, ce e care face ceva, da? Dar e un merit. Dacă lumea asta a votat, hai să vin cu o denunțire. Și atunci de ce ți-i dai lui? Dacă lumea asta a votat, nu ne-a votat pe noi. Ce măi? Asta e, lasă-mă și de un. Iar proiectele, să știți, se pot introduce din oricare din dintre noi. Nu e obligatoriu. Da, declarăm ședința închisă. Nu e obligatoriu raport de specialitate.